de chestia asta, încercarea asta? Nu mă, folie, de aia de avalanșă. Ah. Și, practic, falii am zis, nu folie. Ah, și a scăpat de asta, da? Ok. După aia, nu știu ce a făcut el, a greșit pe aici, uite, în stânga, pe aici, de-a dreptul, uite, în jos a luat-o. Da. În loc să o luăm pe acolo, știi, am greșit drumul. El, de fapt. Eu am zis că nu-i potecă. Și a început un vânt, frate, că ne-a aruncat de pe munte. A, nu, uite, pe acolo era, Paule, pe acolo era, uite, la chestia aia. Și vezi că e o potecă pe acolo care coboară în Sinaia. Ei, chiar la Castelul Peleș. La un moment dat, avea un Smena de la vechi. L-a pus pe automat, știi că avea automatul ăla și a făcut o poză. Și acolo l-a lăsat. Aparatul? Da. Nu știu, că nu mai putea să-l țină, nu știu ce, i-a înghețat mâinile, nu mai știu. Și a zis că dacă e să moară, să găsească cineva pe ultima poză. Da. Păi stai să vezi că eu nimerisem poteca bună, știi? Și am stat eu jos să-l aștept vreo oră. Zic, gata, băi, ce dracu s-a întâmplat, ăsta nu mai vine. Vântul ăla, că și pe mine era să mă ia vântul ăla, era un vânt extraordinar de mare. Zic, l-a bătut vântul ăla și... Și-l văd pe Manolica, că apare. Băi, Manu, băi, zic, unde ai luat-o, bă, frate? Vezi pe acolo niște poteci, uite, pe lângă stânca aia. Uite acolo în față. Fă-o-l-o-l-o. Dar tu gândește-te că asta rea pe zăpadă, iarna. Hai, ce șmecheria. Fără colțari, fără nimic. Mar nebun. Când am ajuns pe drumul ăla pe care am aruncat noi spre telecabină, în Sinaia,